Iarna a început să se înforță cu fulgi de nea și temperaturi scăzute, însă azi nisorile vor lua o pauză, lăsând doar ploile să-și facă simțită prezența. Vor cădea precipitații în vest, nord-vest și în sud-est, dar cantitățile de apă nu vor fi însemnate. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, iar seara și noaptea va bate mai puternic. Hidrologii au emis un cod galben de inundații pentru Oltenia și Muntenia pe majoritatea râurilor. Să vedem acum ce temperaturi ne așteaptă prin țară. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde de astăzi vremea redevine ploioasă, va ploua atât în Baia Mare cât și în Satul Mare, iar temperatura maximă va ajunge până la 5 grade, după cum vedem aici, temperaturile au scăzut un pic. Avem parte de un cer acoperit de nori în Oradea. În Crișana, după cum vedem, în Arad, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 6 grade, atât în Oradea cât și în Arad. Mărățenii vor avea parte de o vreme destul de bună în comparație cu ce se întâmpla zilele trecute. Astăzi cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 7 grade. Ne putem lăuda cu același tip de vreme și în Oltenia. Astăzi în sfârșit am scăpat de ploi, dar după cum spuneam mai devreme, cod galben de inundații. Temperaturile sunt într-o ușoară creștere. Avem 4 grade în Craiova Slatina, 6 în Râmnicu-Vâlcea. În Transilvania, în comparație cu zilele trecute, vremea va fi astăzi predominant frumoasă. Nu putea să fie însă perfect. Trebuie să anunț ploi atât în Târgu Mureș cât și în Zalău. Temperaturile sunt destul de bune în comparație cu zilele trecute și aici. Avem 4 grade în Miercurea Ciuc, 5 în Brașov, 6 grade vor fi astăzi în Cluj. În Moldova, vremea rămâne rece pentru această perioadă. Temperaturile sunt mici, dar pozitive în comparație cu săptămâna trecută. Avem, după cum vedem, un cer variabil spre senin cu 1 grad în Suceava, Piatra Neamț, 2 grade în sud, atât în Focșani cât și în Galați. În Dobrogea avem parte de precipitații astăzi, în special în Constanța. În Tulcea, pe parcursul zilei, vremea va fi destul de bună. Temperaturile sunt următoarele: 5 grade în Tulcea, 7 în Constanța. În Muntenia nu va fi foarte bine astăzi, după cum vedem, meteorologii au anunțat precipitații în majoritatea zonelor. Avem ceva raze de soare în Brăila și în Pitești, temperaturile sunt următoarele: în Alexandria 2 grade, 4 în Giurgiu, doar 3 grade în Ploiești. În capitala de dimineață se înregistra minus 1 grad, iar maxima zilei nu va depăși 3 grade. Vremea va fi în continuare rece, mucorâtă și ploioasă în capitală și așa va fi până miercuri. Cu toate astea, eu vă doresc o zi frumoasă, frumoasă de tot!